Decizie crucial luat de George Soros, după ce Victor Orban l-a atacat de mai multe ori, ce a hotărât miliardarul din cauza legilor Stop Soros. Fundațiile pentru o societate deschisă ale lui George Soros, sublinierei, vor închide biroul din Budapesta, sublinierei vor muta operațiunile din estul Europei la Berlin, scrie presa maghiar care citează joi ziarul austriac Die Presse, transmite Reuters. Premierul ungar Victor Orban a adus lui George Soros, un miliardar american născut în Ungaria, o mulțime de învinuiri, sublinierea i-a forcat adoptarea unei legislații care reprim organizațiile neguvernamentale, a subliniere anumitele legi Stop Soros, criticate pe plan internațional. Site-ul maghiar de subliniere TIR 444. Nu susține ce biroul fundațiilor pentru o societate deschis va fi închis până la 31 august, subliniere imitat mai întâi la Viena, subliniere apoi la Berlin. Reuters nu a putut contacta imediat fundațiile pentru o societate deschis nici din Budapesta, sublinierei, nici din New York, anunță Agerpres.